Sărbătorită anual în data de 20 noiembrie, Ziua Internațională a Drepturilor Copilului a fost marcată astăzi de elevii de la Poboran. În cadrul proiectului educațional Respectă Legea, tinerii au stat față în față cu judecătorii slătineni care le-au oferit o lecție de cultură civică. Orice drept trebuie exercitat într-o asemenea manieră încât să nu încalci dreptul celui de lângă tine. Așa cum voi în familie, dacă aveți frați, surori, încercați să vă bucurați de orice jucărie, de orice timp liber. Încercați, de fapt, să vă bucurați pe voi și pe fratele, sora voastră, deopotrivă, fără a leza nici cum pe celălalt. Avem dreptul la educație, dreptul de a ne exprima liber ideile, dreptul la îngrijire medicală, de a fi protejat împotriva oricărei forme de violență, dreptul la joacă și dreptul la timp liber. Ideea acestor întâlniri prinde în rândul elevilor, deoarece au ocazia să afle lucruri noi, iar acest parteneriat încheiat între școală și judecătorie dă un alt suflu orelor clasice. Pe de-o parte, sparge monotonia actului didactic, acela de a, care presupune ca elevii doar să acumuleze cunoștințe și pe care să le reproducă mecanic. Sunt activități extracurriculare de care copiii în general sunt atrași. În plus, sunt informații pe care nu le găsesc nici în manuale și poate că nici timpul nu permite la oră ca doamna profesor de specialitate de cultură civică să le ofere. Astăzi am venit aici ca să ne cunoaștem drepturile, să vorbim despre ele și să aflăm mai multe despre cum ar trebui să ne comportăm noi cu ceilalți copii. Da, am aflat dreptul la liberă exprimare, dreptul la o familie și dreptul la timp liber și la joacă. Ce crezi că ar reprezenta acest drept la liberă exprimare? Ar reprezenta dreptul cum în acest moment, cum vorbesc eu cu dumneavoastră la o emisiune. Drepturile copiilor au fost reprezentate și de colegii lor mai mici într-o serie de desene.